Salutare, dragă familie, și bun venit în Grecia, în Halkidiki. Dacă ieri ne-am plimbat și am admirat Neos Marmaras, am zis că azi e cazul să schimbăm orașul și suntem în... Nikiti. Este un orășel... Eu ziceam că e micuț, dar pare, nu-i pare chiar așa de mic. Foarte animat, am observat, tocmai ce a plouat, s-a uscat, lumea deja a ieșit la plajă. Și o să mergem împreună, cu noi să explorăm acest oraș, să vedem ce... poate secrete, oferi. Ascunde, pă, ce locuri, e fancy, frumoase, da. Vom descoperi aici. Sunt multe plaje față de Neos Marmaras, uite, sunt foarte multe locuri de plaje aici și de asemenea multe terase. Neos Marmaras nu am văzut plaje, era doar port și loc de baie nu prea. Foarte multe locuri de cazare și aici în Nikiti. Am observat și de unde am parcat noi mașina, undeva mai spate. Și până aici, uite, sunt și din astea cu front sea, pentru că plaja e acolo. Foarte multe cafebaruri, terase, o să ne uităm și de prețuri, sună că e mai scump sau mai ieftin, dar din ce am observat noi, ne-am cam învârtit. Am făcut, cred că, peste 500 de km când suntem aici, în Sitonia. Apropo, suntem pe brațul Sitonia, că am spus că suntem în Halkidiki, dar n-am spus și unde, suntem pe brațul Sitonia. Și de când am ajuns, de când suntem vreo săptămână aici, am făcut vreo 500 de km, cred că mai mult, ne-am plimbat până multe localități de aici, de pe brațul Sitonia, și am observat că prețurile sunt cam la fel, diferă, să zic, un euro, doi, acolo, dar dacă, nu știu, o bere e mai scumpă cu un euro într-o parte, e mai ieftin suflachii acolo și pinve și tot așa, deci cam pe acolo sunt prețurile. Uite-ți, clădirea asta foarte frumoasă, ia uite-mi, vedem mișto arată și clădirea asta. Verde, așa ne miram, Sibina să mira că e foarte mult verde aici, pe brațul Sitonia. Noi de regulă, mă rog, noi am mai fost până acum în Grecia, în Kefalonia, în Zakynthos și în Lefkada și cu catamaranul, așa cum știi dacă ne urmărești, pe câteva insule. Și dar parcă nu era așa verzi cum e brațul ăsta, parcă foarte mult verde aici, foarte mult verde. Da. Uite, s-au copt strugurii. Vine toamna. Am încercat și vinul grecesc, bunicel, nu pot să spun că ne-a dat pe spate, sau cel puțin vinurile pe care le-am încercat noi, dar bunicel vinul grecesc. Uite, sunt și locații mai fancy, așa, aici, în Nikiti. Astea care sunt la plajă. Arată foarte frumos și încă ne mirăm cu prea mult verde, foarte mult verde. Da. Lume multă, mă gândesc că după ce se lasă în serea, se animă și mai mult toată partea asta de faleză. Ia să vedem și niște prețuri aici pe plajă. Salată grecească 12 euro, salată Caesar 12 euro. Ce putem să vedem? Uite, un pork stick 16,50 euro. Porc suflachii 16 euro, supă de pește 12 euro, cam astea sunt prețurile, mari aici, mari. Uite, un risotto este 16 euro. Mari pentru că arată mai fancy terasa și e fix pe plajă aici. Și probabil că și localitatea e mai scumpă, mă gândesc. Da. Așa pare până acum. Arată foarte bine, așa, da, e frumușel. Aranjată, e curată, mă rog, a plouat acum. Pare mai așa, mai nu știu, către luxury mai cumva, nu? Da, așa poate nu chiar pare. Luxury Mamaia. Da, dar pare mai fancy. Am găsit și un fast food aici pe plajă, Ghiromania se numește. Un burger clasic 6,50 euro, un porc gyros e 9,80 euro, chicken gyros 9,80 euro. Tzatziki 4,50 euro, pâine 0,80 euro, salată grecească 8,80 euro. Asta ca să-ți faci așa, dacă îți faci așa o idee, dacă vrei să vezi mai multe prețuri, pune pauză și uite-te la, dă un zoom și uite-te la prețuri dacă te interesează ceva anume. Na, mai ieftin un pic aici față de terasa de adinauri. Uite și aici băci de închiriat, cum am închiriat și noi. 30 de euro o oră sau 130 de euro toată ziua, dar nu văd pentru câte persoane. Pentru că aia noastră era mare, era pentru 6 persoane, 7 persoane. Și am filmat vlog.
exact cu toată procedura și am condus-o noi. Deci sunt bărci pe care le poți închiria și le poți conduce tu fără să ai permis de condus embarcațiune sau orice fel de permis. Ia uite, au și un submarin aici, unde poți să-ți iei bilete. 15 euro, 10 euro. Da. Deci poți face o tură și cu submarinul. De fapt, să nu e chiar un submarin, că el mai mult de atât. Nu intră sub apă, dar tu stai cumva jos aici și vezi înăuntru pe gemuleț, uite, aici se vede mai bine. Vezi viața marină și uite atâta s-a scufundat, adică el nu intră mai la fund de atât. Dar stând jos acolo undeva, vezi viața marină. Se vede foarte frumos. Terase foarte multe, prețurile, așa cum ai văzut, variază. Și mai ieftin și mai scump un pic. Totuși, mi se par mai mari prețurile față de locurile unde am mâncat noi în săptămâna asta. Chiar mi se par mai mari prețurile. Nu știu de ce, care e explicația. Că e mai aproape de... Adică e chiar la intrare de pe continent aici, vin mulți turiști aici, se opresc aici. Nu știu care e treaba, de ce e mai... De ce e mai scump aici. Există, bineînțeles, și un port aici, în Nikiti, de unde poți să vii să faci croaziere către Blue Lagoon, unde noi am fost cu barca pe care am închiriat-o și pe care am condus-o noi. Dacă m-ai văzut vlogul, este aici pe canal, o să las playlist-ul din Grecia aici în descrierea clipului. Sau, dacă nu vrei să vii să faci o croazieră, poți să vii să-ți ancorezi propriul iaht aici. O, ce frumos, uite, asta arată chiar frumos, așa mai rustic style. Portul Burgas, ăsta e din Bulgaria venit, ia uite, jazz. Foarte multe embarcațiuni aici. Uite, mai în față acolo sunt niște catamarane, se văd în partea aia ancorate. Monohull și un iaht din ăsta puternic, motoare puternice. Da, poți să vii și pe aici să faci o plimbare prin port. Să admiri embarcațiunile. Așa, poate seara, acum e un pic cam cald, cred că cel mai bine ar fi fost să venim puțin mai pe seară noi. Un pic cam cald acum. Dar, da, este și asta o activitate pe care o poți face aici în Nikiti, să vii să te plimbi pe aici prin port, să admiri embarcațiunile sau să-ți arvunești o excursie pentru următoarea zi. Uite cum arată ăsta. Ăsta e de petrecere. Cred la cum arată. Foarte mișto. Sau ăsta mare așa. Taxele portuare pentru embarcațiunile astea pot ajunge la sute bune și chiar mii de euro în funcție de dimensiunea embarcațiunii. Și spun asta pentru că noi am fost de vreo câteva ori cu catamaranul, de vreo 3 ori chiar cu catamaranul, câte o săptămână în fiecare dată. Și am fost și în Sardinia, am fost și în Grecia pe insule și uneori ancoram în porturi, iar taxele de port au variat de la cred că 20-25 de euro până la 560 de euro. Am plătit în Porto Cervo în Italia doar să ancorăm catamaranul la mal. Și de banii de 560 de euro ne-au dat doar apă cu care să umplem rezervoarele catamaranului și curent. Asta ca să-ți faci o idee. Iar catamaranul nostru avea, cred că, 47 de picioare. Pe când o embarcațiune de genul ăla, sau una chiar și mai mare, cred că, nu știu, 2000-3000 de euro, probabil, pe noapte, să ancorezi în port. Da, uite un monohull aici, unde ne atrage un pui de somn. Uite, și un catamaran asemănător cu cele pe care am fost noi. Lagun 40. Noi am fost și cu 42 chiar, parcă. Adică un pic mai mare decât ăsta. În Italia am făcut cu Sail on Sea o tură. Chiar vi recomandăm pe cei de la Sail on Sea. Organizează ture de catamaran în Italia, în Grecia, în Tenerife. Parcă, nu știu, intrați pe site-ul lor, sailonsea.com. Și vă alegeți acolo o vacanță pe catamaran, dacă vreți să vă inspirați să vedeți cum arată o vacanță pe catamaran. Noi avem vloguri filmate în toate trei turile pe care le-am făcut noi de 3 ani de zile încoace cu catamaranul. Nu trebuie să știi să înnoți, nu trebuie să știi să conduci tu catamaranul, pentru că ai skipper pe catamaran, capitan care el va conduce catamaranul, vorbitor de limbă română, îți dă ponturi prin porturi, unde să oprești, unde să mănânci,
E super ok, deci chiar vă recomandăm SailOnSea, www.sailonsea.com. Intrați acolo și luați-vă o vacanță pe catamaran, pentru că merită, garantăm noi că merită. Uite, vorbeam de alimentat cu apă și de curent. Uite așa sunt în toate porturile, sunt chestii din astea. Și acolo te legi la apă și aici la curent. În unele sunt cu carduri, îți cumperi un card, un anumit tip de card, și dai cu cardul aici și activezi pompa care, la care ești tu tras. Altele sunt fără card, doar plătești direct la responsabilul din port pentru a te lega la apă și la curent. Daily cruise, uite, aici poți să-ți iei o zi ca să vezi, să testezi cum e viața pe o embarcațiune. Poți să-ți iei o croazieră de o zi, unde stai o săptămână, ca să vezi cum e, dacă ți se potrivește. Uite aici și embarcațiunile pescarilor greci, cu plase, cu ajutorul cărora ies în larg și prind pește. Am încercat să, chiar am vrut să ne rezervăm și noi experiență din asta, acum, aici, dar nu am găsit. Și fix acum, când filmăm vlogul ăsta, este ultima noastră zi în Grecia, aici pe brațul Sitonia. Și fix astăzi am văzut pe aici, peste tot, anunțuri că organizează excursii și costă 35 de euro și aveau niște intervale orare, câte 3-4 ore, de vreo 3 ori pe zi, parcă organizau. Aș vrea să văd și eu, adică să trăiesc și eu o experiență din asta, să merg cu oamenii ăștia, să îi ajut la pescuit, să, așa cum o fac ei, cum pescuiesc ei tradițional, cum o fac ei. Da, am pus pe wishlist și cu prima ocazie o să facem și treaba asta și bineînțeles că o să filmăm și vlog ca să vezi și tu care e treaba. Uite, fresh fish aici aduce la 11:30 dimineața, aduce pește și poți să vii să cumperi peștele de la el dimineața la 11:30 când vine el de la pescuit. Vă rog să observați acest outfit pe care mi l-a ales fină mea. Ea a hotărât în ce să mă îmbrac azi, așa că nu comentez când zice un Fina. Un big like, pentru că outfit-ul arată superb, de-a dreptul. Da, eu nu comentez când zice Fina mea ceva, e lege, ce să mai... Câte amintiri ne ies acum în minte când vedem toate embarcațiunile de aici. Ți-e dor? Da, am povestit un pic. Da, eu mă gândesc că... De astea un pic mai mare, vă simt eu una mai micuță, care ni s-ar potrivi. Am făcut un mic popas în acest lounge și o să ne luăm ceva de băut, să ne răcorim. Deja ne-a adus apă. Avem aici meniul. E de ce? Apa, dar unii cu uleiul răzunat. It's fine. Uite, au un brain freeze. Brain freeze vreau și eu. De strawberry vreau. With fresh ice cream and soda. Cred că e de aia, granita de aia, granita de la, cred. Niște prețuri 10 euro, cocktailul 5 euro, berea, 4 euro sucurile. So-so. Eu o să-mi iau un brain freeze, freeze brain, brain freeze, cum îi spune? Brain freeze? Da. Un din ăla, vreau să-mi iau să-mi înghețe creierul. Acesta nu este un Aperol Spritz clasic, este un Aperol reinterpretat. Are piure de mango, parcă, nu mai știu. E un cocktail foarte dulce. E refreshing. Cum este strawberry milkshake-ul tău? Brain freeze. Este brain freeze deloc, a? E rece, e bun, dar nu e brain freeze. Da, e lucrație foarte plăcută. Uite, ne-au dat și din partea casei. Ia uite, ne-au dat asta din partea casei. Da, avem niște ciumigele aici. Ne-aș zasem în altă parte. Dar s-a supărat tot spătarul, când ne-a zis că vrem doar să bem, vrem să mâncăm acum, avem altceva de băut. S-a supărat pe noi. Eram contat așa. Ne-a adus așa niște meniuri. Și am întrebat că nu erau în român, erau doar în greacă. Partea de băuturi era doar în greacă. Și ne-am întrebat, păi, partea... Nu, doar în grecește. Păi și eu ce să comand? Ce știu să comand dacă tu nu dai... Mă rog. Da, ideea este că avea o atitudine foarte recalcitrantă și am decis... Refractară se numește. Să ne mutăm... Cuibul. În acest lounge.
Ne-am oprit aici să luăm la pachet pentru acasă. Un gyros care costă 4,50 euro mic, 5,80 euro mare. De cine noi să ne ducem? Uite, s-a animat și mai mult orășelul ăsta. Dacă ar fi să aleg, cred că mai mult mi-ar plăcea ăsta decât Neos Marmaras. Ăla mi s-a părut parcă, nu știu, prea mare și prea oraș, așa. Ăsta seamănă mai mult la stațiune turistică. Ăla mi s-a părut parcă, nu știu, parcă prea oraș, așa. Am avut o senzație. Gata plimbarea noastră prin Nikitei, gata și vlogul. Însă înainte să încheiem, vrem să ne spui care ți-a plăcut mai mult, Neos Marmaras sau Nikitei, sau satul în care stăm noi, pentru că am făcut vlog din toate trei. Dacă nu l-ai văzut, intră să le vezi și spune-ne care dintre ele ți-a plăcut mai mult. Eu, preferatul meu, dacă excludem satul în care stăm noi, este ăsta. Mie mi-a plăcut mai mult Nikitei decât Neos Marmaras. Da? Da. Neos Marmaras ți-a plăcut mai mult a oraș decât a stațiune turistică. Un pic mai mare totuși. Ăsta a fost mai înghesuit. Așa, parcă prea micuț. Așa mai înghesuit. Nu știu, da. Părerea mea. Scrie-ne și spune-ne care îți place ție mai mult. Nu, am dispus decât câteva zile să stăm prin zonă, deci cu siguranță că am ratat foarte multe locuri, așa că e momentul să ne lași sugestiile tale, recomandările tale, pentru că o să revenim cu siguranță, o să le vedem și pe alea. Abonează-te dacă nu ai făcut-o deja, nu știu ce mai aștepți, vino și pe Instagram, vino și pe Facebook. Like și pe Instagram și pe Facebook. Dă și un like acest videoclip dacă ți-a plăcut. Nu uita să te și abonezi dacă nu ai făcut-o deja. Îți mulțumim că ai rămas alături de noi până acum. Iar până data viitoare, salutare! Salutare!